Atestată din anul 1775, școala Obedeanu, prima școală din Oltenia, în care au învățat de-a lungul timpului personalități precum Tudor Vladimirescu, Gheorghe Chițu, Teodor Aman, Alexandru Macedonski, Eugeniu Carada, Constantin Argetoianu, Gogu Constantinescu, Nicolae Titulescu și mulți alții, este în prezent a nimănui și a tuturor. Dolj TV a dorit să realizeze un material cu starea actuală a unității de învățământ, iar situația găsită pe teren este una care nu face cinste vechii școli românești. Ce am sparte, pereți deteriorați, resturi din construcții aruncate la întâmplare, buruieni la tot pasul. Și în toată această imagine dezolantă, iată că apare și minunea. În curtea celei mai vechi școli din Oltenia, la loc de cinste și bine îngrijite, se coc la razele soarelui, frumos aranjate pe araci, câteva zeci de fire de roșii în așteptarea recoltării. Întrebarea este: cine recoltează roșiile din Obedeanu? Iar răspunsul este Opera Română Craiova. După ce și-a pierdut personalitatea juridică, școala Obedeanu a devenit structura a școlii gimnaziale Decebal, iar conform unui contract de comodat din iunie 2022 a fost dat în folosință Operei Române Craiova. Așadar, în prezent, angajații Operei Române Craiova sunt cei care se laudă cu tomatele din Obedeanu. Iar când și-au dat seama oamenii că agricultura nu se încadrează în atribuțiile din fișa postului, au închis poarta blocând accesul echipei Dolj TV. Însă, după câteva consultări cu șefii, au revenit la sentimente mai bune. De ce ne-ați închis poarta? Pentru că așa ni se spuse. Domnul director, nu știu că să închidem poarta și că nu știu cine sunteți. Și acum cu cine ați vorbit? Cu domnul director de acolo. Domnul director v-a spus să închideți poarta, domnul director a spus da, să... Și după aia, după ce sună și vorbi cu cine vorbim. Dar cum îl cheamă pe dânsul, pe domnul director? Conform unei hotărâri a Consiliului Local Craiova din iulie 2023, corpul 1, clădirea școlii și terenul aferent de 576 de metri pătrați au trecut din administrarea școlii gimnaziale Decebal la primăria Craiova, în vederea obținerii unei finanțări pentru transformarea școlii în muzeu. Totodată, conform municipalității, și sala de sport, unde se află atelierul Operei Române Craiova, urmează să fie preluată în ședința din 31.08.2023, cu toate că pe ordinea de zi nu este niciun punct în acest sens. Până la lămurirea situației, nu putem decât să urăm recoltă bogată.